Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Pentru că de ce n-am considerat toba desert? Eu nu știu cum am ratat un asemenea eveniment. Dacă pui ciocolată, devine desert. E citată o doamnă, Alina Goida, ciocolatieră, o citează colegii de la Digi24, care zice așa: e o pralină care conține urechi de porc. Cum adică, ce? Știi ce înseamnă? Ce înseamnă pralină? Care conține urechi de porc. Nu, dar ai făcut... Da, mă, glasurezi orice, ăștia ciocolatierii ăștia. Da. Ca să le zicem, cum se zice. Nu prea sunt în apele lor toți. Și ei, practic... Încearcă. Eu am un prieten care este ciocolatier. Și dacă tocmai l-ai făcut tralala. Păi da, așa. Nici ăla nu e bate 12 regulat, că așa toți. Așa. E o mașinărie de aia care topește ciocolată și o varsă în perdea așa de ciocolată, știi? Așa. Și tu, practic, acolo limita e cerul. Poți să pui orice. Poți să pui ciocolată pe șuruburi, pe carton. Da, mă, dar mai văzut pe căpșune, pe tot felul de fructe, ceva. Bași ce vrei tu, fructe. Da. Știi? Și după aia vii, uite, mamă, ce șmecherie, am făcut urechi de porc cu ciocolată. Repet, putea să fie tobă, leber. Aș vrea să vă relatez următoarea discuție pe care am avut-o cu domnul Luca Pastia în seara zilei de sâmbătă. Da, dacă nu ți-aduceai tu aminte, ți-aduceam eu. Eu am fost senzațională. Pe WhatsApp. Eu sâmbătă eram la Sibiu și la intrarea în sală, la un spectacol de teatru cu John Malkovich, era acolo o domnișoară care împărțea din partea unui producător de ciocolată pe care eu nu-l cunosc, dar asta nu înseamnă nimic, că poate să fie foarte mare și eu să nu știu de el, împărțea bomboane Mozart în poleială albastră, mi s-a părut mie. Și instantaneu am luat o bomboană, mai mult ca să-i fac poză, că de mâncat... Mai mult ca să-mi faci poftă, nu poză. Și am făcut poză, frumos așa, adică cu un șarf pe fundal, cu fata care împărțea bomboane, cu bomboana asta în plan apropiat, știi? Ținută în mână și scriu: dragă Luca, îi scriu lui Luca, evident, află de la mine că am ajuns la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, unde la intrarea în sală se împart bomboane Mozart albastre. Două puncte, bomboana de Mozart albastre. Eu când am văzut mesajul, am crezut că nu răspundea, am crezut că e într-un spre Sibiu. Da. Și după care îi spun, eu ți-am spus că e treabă cu cultura. Plus că tu ai și tricou pe care scrie culturi, ți-e dădeau două bomboane. Luca îmi răspunde 2 minute mai târziu, era ora 4, înțelegi? Deci la 4 oamenii dorm, s-a trezit, s-a uitat și îmi răspunde: sunt turcoaz, dragul meu Vlad. Deci cu o milă nesfârșită, adică nu stau albastru, sunt turcoaz. Eu recunosc că am tresărit când am văzut titlul. Pe mine m-a înțepat în stânga. Ești nebun. Îl întreb: deci sunt false? Întreb eu. El zice: albastrele sunt Hofbauer. Greu să le găsești la teatru. Și zice: eu mă duc să-i expun, ce nenorocit. Și el zice: sunt decente și alea. Cum praline corecte, îți faci treaba. Le știi? Ba, nu le cum? Acum, eu știu tot ce e pe piață. Serios, tot, nu există. Nu cred că mi-a scăpat vreuna. Adică am fost și la fața locului, am... Deci m-a distrus, înțelegi? Sunt turcoaz, nu albastru. Eu nici nu fac diferența de culoare prea bine între turcoaz și albastru, el știe tot despre... Are dreptate. Adevărul că dacă te duci la... Nu aici, dar la Viena, dacă te duci, trebuie să încerci din toate. Sunt toate națiile, culorile și toți producătorii. Da. Da. Chiar așa. Alea de care zice el, alea nu există. Eu le-am căutat în jumate de oraș când mi-a trimis poze, adrese. Nu există. Pentru că ți-a dat și locul de unde trebuie să... Da, nu am găsit. S-a desfințat ăla cu pandemia, cu magazinul. Am întrebat oamenii pe acolo, nimic. Revenind la ciocolata noastră cu urechi de porc, zice doamna ciocolatieră, citez: e o pralină care conține urechi de porc infuzate cu cimbru și usturoi. Grăsimea de porc e dulce. Da, e senzație. Iar în pralină de porc simți gârciurile acelea de la ureche. Vedeți, mă, cum este. Da, e o pralină crocantă, practic. Da, care face crunchy-crunchy. Dar vedeți ce nuanțe mișto are limba română? Că nu dacă zicea simți gârciurile de la ureche, era pe nasol. Da. Dacă zici simți gârciurile acelea de la ureche, cimbrul e suficient de echilibrat încât să nu strice, să nu te ducă cu gândul la o șuncă sau să fie prea mult. Deci se înțelege că cu cimbru au avut dificultatea. Adică zgârciurile acelea sunt bune, dar la cimbru, domnule, până am dozat cimbru, a fost cumplit. De asemenea, a fost prezentată și înghețată cu colivă. Aici m-aș băga. Asta mai... Adică nu e o noutate. Nu? Nu, nu. A apărut de ceva. Da, mă, e înghețată cu grâu, practic. Am văzut zilele trecute... Nu, cu colivă, cu aromă. Are aromă de colivă. Da? Punct. Okay. Da. Deci colivă ținută la congelator sau ceva.
Nu, cred că doar aroma e. E băgat în malaxorul ăla. Ăștia sunt foarte serioși când vine vorba de ciocolată. Normal, când vine vorba de colivă. Da, ți-am spus că am văzut, i-am și trimis poza lui Luca, ciocolată cu gust de garam masala. Garam masala la un magazin am văzut. De fapt, era o farmacie. Adică... Cum spuneam? Deci, practic, ciocolatierii ăștia toarnă ciocolată pe orice. Mă miresc că n-au venit și cu un șlap în ciocolată. La în ciocolată. Da, măcar să-l arate. Da, eu am o întrebare. Ciocolaxul este medicament sau desert? Medicament. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.